Am revenit la cel care mi-a zis că să-l pun pe Viorel să-i dea Ginuței un pupic apăsat pe obraz. Ginuța, cum te simți acum? Deci trebuie să o întrebi pe Ginuța după ce o pupi tu apăsat pe obraz, înțelegi? Și eu nu pot să o întrebi pe Ginuța până nu o pupi tu apăsat pe obraz, Viorel. Oh! A apăsat, să vedem! Și acum eu te întreb, că așa îmi zice, dacă așa îmi zice, eu așa fac. Ginuța, cum te simți acum? Bine. Bine, a? Mai bine? Da. Mult mai bine. Bravo, da. 20. Bă, dar toată lumea e pe 20, că și voi tot pe 20. Nu, 25. Păi da, da, v-ați mutat voi, dar inițial era pe 20. 20 astea ale lunii se întâmplă niște lucruri. Da. Da, gata, deci eu am întrebat. Da, acum stați că vine tare din spate concurența și zice... Doamna Mirela, aș vrea să-i spun Oanei să nu mai plângă. Iar dacă îi place Viorel, să meargă ea la el. Mamă! Deci am impresia că poate Gina și Oana de asta ori fi avut niște... Nu. No. Din cauza no. că plac? No. Oare? Da. Legătură, nu, nu cred așa no. ceva. Nu, 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 nu. No. Stați puțin. Să ducă ea pietricica no. de la pinguin, știți? Interpretează că m-aș băga în seamă, ca de obicei. Stai, stai, stai. Adică dacă ar veni Viorel să te pupe apăsat pe obraz, n-ai avea nicio problemă. Nu. Viorele, ai zis la ta. Te rog frumos, pupă apăsat. N-am ce să fac. Poftim. Și acum, Oana, trebuie să întreb și eu cum zice mesajul. Oana, cum te simți acum? Mai vreau? Cum nu te simți? Nu la fel de bine ca Gina, dar mă simt bine. Ah, te simți mai bine decât da. Înainte? Da. Și de ce nu la fel de bine ca Gina? Nu știu, că avea mai multe nevoie. Mamă, ce păruială e să-mi trimite la Gina. Asta ne mai lipsea. Deci ele erau prietene până să vină Viorel. De când a venit Viorel, ați simțit lucrul. Nu este adevărat. Dar cum, să vezi? E adevărat? Le dispar. Nu. Zic, vă băgați dumneavoastră și le dispărțiți. Nu e adevărat. Doamna Aurica, îi lăsăm să-și... Treaba, nu, cui îi place lui Viorel, așa, așa să fie. Dar cui nu-i place de Viorel? Poftim? Cui nu-i place de Viorel? Dar cui nu-i? Păi e un băiat educat, simțit, familist convins. Dar este cel mai potrivit pentru Gina, cred. Nu știu. Merită cel mai bun, Gina. Dar Gina nu mi-a spus dacă îl place. Uite, tu ne-ai spus. Gina, tu-l placi pe Viorel? Stai, stai, stai mai puțin, vă rog. Gina, tu-l placi pe Viorel? Nu te uita la Oana. Oana a zis. Oana i-a făcut compliment. Oana a zis, e moldoveancă, dar nici tu nu te lași. Îl placi pe Viorel? Da. Bravo, Gina. Este. Este. Minunat. Minunat. Doamne, doamne ce zi, doamne ce zi. Și fără cască, și fără minunat. Mă, ar trebui să mai facem emisiuni fără cască, că uite, se întâmplă niște lucruri. E minunat, bravo! Viorel, cheia e la tine, pietricica e la tine. Arunc-o unde vrei tu. Că tu i-ai zis, doamnei psiholog, pietricica o ai, dar nu știi cui să o dai. Acum ți-e și mai greu că sunt două. Treaba ta, nu mă bag, ești băia matur, știi ce ai de făcut. Un alt mesaj zice așa: dragă Oana, te rog, nu știu câtă oară nu te mai pune singură în situații penibile. Nu mai face gesturi care atrag critici și jigniri. Fii reținută și lasă glumele și mărinimia la o parte. Acolo n-ai prieteni, nu te mai lăsa să fii mingea de ping-pong a nimănui. E cazul să aplici ceea ce ai învățat în aceste 6 luni. Nu te mai pierde în explicații amănunțite. Vreau o promisiune de la tine. Sunt alături de tine, te susțin și te îndrăgesc. Nu face nimic din ceea ce nu simți. Te pup! Marianita și Laurențiu, să aveți fericire și bucurie, spune Rodica M. din Timișoara. Mulțumesc! Rodica, doamna Rodica Munteanu. Da, da, mulțumesc și pentru cerceluș și pentru pandasiv. Mulțumesc! Mulțumesc de suflet! Și mai sunt, vă dați seama, foarte multe, dar mai fac așa. Rei, te rog să nu te ții... trimiți în pat să plângă. Așa ai zis? Nu, no, era vorba că el spunea, știți că a avut discuțiile cu Marianita, că dacă ar veni una, nu știu ce i-ar face, ce i-ar zice, tași din gură că dacă mai vedea cu alta, ai fugi în pat și ai plânge. Nu. Te-a lăsat la joc, a fost plină de tandrețe cu tine și tu n-ai băgat-o în seamă. În casa băieților râdeai. Tu chiar o iubești? Te-ai gândit cum a dormit și cât de mult suferă? Ea te iubește enorm.
Noi vă vrem împreună, vă iubim, sunteți cei mai frumoși, un grup din București. Mulțumim. Dar acum se spune că băieții, după ce ajung în casa lor, sunt mai bine dispuși. Așa suntem și noi, deci suntem într-o stare de somnolență și după aia imediat ne revenim, dar nu știm de ce. Deci nu ne mai asumnă. Nu știu, dragă, dar nu știu. N-are nicio legătură. Eu am văzut și v-am scris din prima că Aurelian și mama lui sunt împotriva lui Andrei. Bogdan e un îngânfat. Laur e foarte de treabă și e și foarte drăguț. Cristina, fii puternică. Ești foarte frumoasă. Andrei, nu da satisfacție dușmanilor. Gândește-te la noi, cei care te iubim așa cum ești și nu permite niciodată nimănui să o jignească pe Cris. Traian, fii puternic. Doamna Iuliana, așa vă vreau. Sunteți foarte frumoasă azi și Corina la fel. Nu contează unde lucrezi, contează să fii om. Și dacă Bogdan acuză căpșunare, să-i fie rușine. Păi vă mulțumesc de suflet. Asta, doamna Mirela, eu așa am spus și lor. Nu contează unde lucrezi, mulțumim. Contează să fii om. Dacă cine a trimis mesajul, habar n-are să-i exprimi stacă din gură. Eu așa am spus. Nu contează. Dar stai, măi, acum, dar pe cine ești așa de supărat? Nu, am zis în general. Bă, dar n-a zis de tine, nu despre tine era vorba. Dar ia puțin mai lin, mai zi, vorbește puțin mai calm, vă rog frumos. Măcar nu-i adevărat chestia asta. Bun, stai așa, că este și viceversa. Normal. Bună ziua, doamna Mirela, suntem indignați de comportamentul lui Andrei, iar Traian nu e în măsură să vorbească ținând cont cât a jicnit el de când e în emisiune. Cel puțin Bogdan și-a asumat ceea ce a făcut, dar el nu recunoaște niciodată. Feriți-vă de Laur, pentru că este la fel de pervers ca Traian și doamna Iuliana. Păi, susțin Rei și Tina, vă iubesc. Aici un grup. Aici, suntem un grup. El încă nu face parte din familie Laur, poate o să facă. Un alt mesaj, ce doamna Mirela, Andrei și Traian au râs primii de faptul că Bogdan lucrează la fier vechi și câștigă buzunare de cuie și 2 milioane lipsă. Așa îi spuneați? Nu e adevărat, doamna Mirela. El a spus o sumă foarte mare de bani și toți au râs când ne se părea ceva... Și voi ați spus că el lucrează la fier vechi? Nu, el ne-a spus. Tu lucrezi la fier vechi, Bogdan? Poftiți? Tu lucrezi la fier vechi? Da, am lucrat. Și cât câștigai? Și când ai spus cât câștigai, ei au râs de tine. Poftiți? Măi, dar tu ce ai? Ești tare de ureche? Nu, mi-a zis ceva Oana și am întors. Ea, tu vorbește cu Oana, dacă e să-ți spună Oana ce scria în mesaj. Deci revenim. Ci că Andrei și Traian au râs primii de faptul că Bogdan lucrează la fier vechi și câștigă buzunare de cuie și 2 milioane lipsă. Ci că voi ați fi spus așa. Traian ar face bine să nu mai comenteze, mai ales că el a jignit stafful și implicit pe noi. Pedeapsa pentru Andrei nu a fost suficient de dură. Rușine celor doi, spune Ruxandra. Vă mulțumesc, noapte bună. Andrei și Cristina de la Amazone și Spartani aveți flori, mai aveți de la Gianina Amazone și Spartani flori. Doamna Iuliana aveți de la Sorin și Clau flori. Vă mulțumesc. Și Oana de la grupul Oana Frumușica, Buburuzele și Rebelii și Rebelele flori. Și am terminat cu florile. Și Clau și Sorin vă pupăm. Hai să mai vedem ce se mai întâmplă cu Oana și admiratorii ei. Care